Sâmbătă 15 iulie, între orele 10-17, Caravana Sănătății, inițiată de rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, profesor universitar dr. abilitat Coralia Adina Cotoraci, s-a aflat la Șicula, unde au fost acordate consultații medicale persoanelor din comună și localitățile învecinate. Am venit la invitația domnului viceprimar din Șicula, domnul Valea, căruia îi mulțumim. Suntem în cabinetul domnului doctor medic de familie Flavius Monta și mulțumim pe această cale pentru că faptul că am venit la invitația lor și că s-a considerat bine și un aspect pozitiv prezența noastră în localitate nu face decât să ne bucure și să arate ecourile pozitive ale acestei caravane în care s-au unit mai mulți parteneri, așa cum am spus de fiecare dată, și aș vrea să subliniez și să mulțumesc încă o dată tuturor și Consiliului Județean Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, de care aparținem cu toții, partenerii noștri de la ISU, de la Cetatea Voluntarilor, Arhiepiscopia Aradului, bineînțeles, și Ordinului Asistentelor și Moașelor Medicale din Arad, condus de doamna Bălan, DSP, bineînțeles. Nu aș vrea să uit pe cineva să fie vreo problemă. Important, cred că este coagularea tuturor în sprijinul acestei forțe pozitive, cei care au venit și ne-au ajutat și cu suplimente medicale atât de necesare. Consultațiile continuă în același format pe care l-am făcut din partea inițială, pediatrie, hematologie, medicină internă și pneumologie, iar fetele din partea Ordinului Asistentelor Medicale se găsesc la triaj și fac prima interfață cu pacientul. Nu doresc decât să mulțumesc încă o dată tuturor, cu speranța că n-am uitat pe nimeni sau dacă am uitat pe cineva, sper să nu se supere. Sper să fie o acțiune la fel de reușită ca și cele care au fost până acum și vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați deplasat până la Șicula și ați venit să ne vedeți. Mulțumim frumos! Tragem aer cu toată forța în piept și îl dăm afară tare și cu putere timp de vreo cei mai un pic și tragem aer. Bun, acum putem să luăm puțin din gură, ne relaxăm. Hacicilea Popas, cu foarte mulți copii, cu foarte multă căldură, le mulțumim foarte mult pentru primire și faptul că ne așteaptă cu bucurie și noi resimțim această bucurie, nu știm cine dă și cine primește în acest caz. Foarte mulți copii de văzut, așa că să ne apucăm de treabă, mai puține vorbe și mai multe fapte. Le mulțumim și mulțumim conducerii și primarului din Șicula și viceprimarului pentru că ne-au invitat. Îi mulțumim lui Flavius, doctorul de aici, că ne-a pus la dispoziție cabinetului pentru a putea să consultăm și mulțumim tuturor celor care au venit în număr așa de mare, cu mare încredere, pentru a fi investigați și consultați. Mulțumim! Ce aspecte investigați astăzi la copilași? Scrinare, ca de obicei, scrinare, consulturi, otoscopii, spirometrie, ecografii, ceea ce se impune. Ați observat până acum ceva sau e da, până la început? Suntem într-adevăr la început, am văzut vreo 7 sau 8 copii, dar într-adevăr sunt unele cazuri mai interesante care probabil că vor trebui investigate și în clinică la Arad. Pentru programări la Caravana Sănătății, indiferent de localitate, sunteți rugați să apelați numerele de telefon 0770 203 268 adulți și 0740 039 777 copii.